Seara! Și bine v-am regăsit și v-am reîntâlnit în această minunată seară de vineri, pentru că iată, ne revedem și după cum vedeți și dumneavoastră, am găsit-o pe Letiția. Ai dat orele! Unde ai fost, bună fată? Eu credeam că e ziua, vai. Bună seara, dragi telespectatori! Haideți să aplaudăm, să ne bucurăm! Am revenit în fața dumneavoastră, ne-a fost dor să vă vedem, să vă auzim. Adică dumneavoastră ne auziți mai mult pe noi, noi vă auzim mai indirect, dar știm că sunteți acolo. Am revenit, să știți. Unde ai fost, Letiția? Am crezut că ai fost împărțită. Ei, am fost și eu. Între cântări. Am fost și eu plecată, da. Am avut un mic concediu. Le mulțumesc colegilor că mi-au permis, că am putut și eu să... Ce ai avut, incendiu? Concediu! Ah, concediu. Da. Dragi telespectatori, dăm startul de aici din București. EMI-TV, petrecem împreună a doua ediție, pentru că noi suntem... Altceva! Asta este! EMI-TV este altceva, stimați telespectatori. Și vă invităm și de acum încolo să fiți alături de noi, pentru că vă pregătim niște surprize deosebite în acest nou sezon. L-am început în forță, cam ploios, înseamnă belșug de altfel. Da. Așadar, vă îndemnăm să rămâneți alături de noi, să rămâneți alături de EMI-TV, să petrecem împreună, pentru că urmează seri memorabile. După cum bine știți, ne-ați plasat acolo într-un loc de cinste, la înălțime, locul 1. Ne dorim să rămânem tot acolo, datorită dumneavoastră, să ne fiți tot alături, să vă bucurați împreună cu noi, să serbați împreună cu noi. Că ați văzut, aici la Petrecem Împreună din București, nu e decât petrecere și voie bună! Rămâneți alături de noi, rămâneți alături și de studiourile din Târgu Jiu, pentru că și de acolo ați văzut că vi se pregătesc surprize. Noi suntem o echipă, suntem o mare familie numită EMI-TV, pentru că e... altceva! Bun. Pentru că am început așa în forță. Da, vreau să mulțumesc și echipei de aici din București. Sunt niște oameni care stau în spatele camerelor, pe sunet, familiei noastre, pentru că e o familie. Știți cum e? Noi avem familia de acasă, avem familia cu care muncim, nu-i așa, Nicușor? Nu am chef azi, era melodia. Ai început? Gata, ai început. Toto, cameramanul, Eugen, cameramanul, da. De la sunet, Dani, regizorul nostru, Cristi, familia Măgureanu, da. Producătoarea noastră, Vera, care se ocupă de noi. Bravo. Ce să zic, avem grijă să fim bine, ca și dumneavoastră de acasă să fiți bine, să urmăriți lucruri frumoase. Să fim urmăriți ca să nu ne urmărim. Era ceva. Și, bineînțeles că vă mulțumim. Zi, Vera, mai zi o dată când am fost atât. Nouă. Nu, și noi nouă. Vă mulțumim. A, vină aici, de Constantin Măgureanu. Bună seara, bună seara. Noi vă mulțumim vouă, pentru că sunteți cei mai buni. Mulțumim frumos, împreună. Cei mai tari prezentatori. V-am ales dintre cei mai buni să fiți super galactici. Da, exact. Intergalactici. Wow. Încercăm să nu dezamăgim, încercăm să fim așa cum suntem noi, Nicușor, să vă aducem și umorul acasă, să zâmbim, pentru că despre asta este viața, să gândim pozitiv. O, ce frumos se vede camera, să-mi place. Wow, bravo, incredibil. Bravo, Eugen. Avem în această seară, stimați spectatori, și cameră mobilă. Da. Adică cameră mobilă. Am venit cu lucruri noi, bineînțeles, de ce nu? Să-l salutăm și pe patronul nostru de la Târgu Jiu, prietenul nostru, Emil Badea. Salutăm și aplaudăm și mulțumim. Iată ce lucruri minunate se realizează, se înfăptuiesc la EMI-TV. Să avem succes, telespectatorii să ne urmărească, pentru că le-am pregătit surprize, și să fie într-un ceas bun. Suntem așa cu forță de muncă după... Era să zic după revelion. După muncă. După muncă. Concediu. După concediu. Cu mici concedii, da. Și cred că asta se simte și dincolo de ecran. Noi, să știți, dragi telespectatori, că evident că ne-am mai intersectat, pentru că, vedeți, artistului stă bine pe scenă, am fost în spectacole, ne-am bucurat de revedere. Dacă o lună am fost și noi absenți aici în fața micilor ecrane, asta nu înseamnă că în spectacole și evenimentele private noi nu ne-am întâlnit. Am bucurat sufletele oamenilor
unde o parte poate din dumneavoastră ați luat parte, de ce nu? Pentru că acolo unde am fost de fiecare dată spectacole și am mai și prezentat, chiar foarte multă lume iubește EMI-TV și sunteți cu ochii pe noi și vă mulțumim din suflet. Fără dumneavoastră noi n-am existat, noi ne înclinăm, vă mulțumim și să stați aproape și, de ce nu, să ne vedeți, să ne vizionați. Pentru că, Nicușor, EMI-TV filmează toate spectacolele noastre, acolo unde suntem invitați. Așa că noi suntem aici și la București și la Târgu Jiu și suntem cu adevărat cu adevărat o familie super tare. Exact. Și bineînțeles că pe această cale și în acest moment lansăm o invitație tuturor primarilor, dacă doresc să își aniverseze, iată, tot felul de sărbători din comune, din localități, ne pot chema și noi. Prezent! Cum ar veni? La apel! Și acum toamna și se fac spectacole, nu? Se numără bobocii. Da, așa este. Da, putem să vă punem la dispoziție absolut tot, stimații domni primari și toți cei care se ocupă, de la scenă, artiști, până la, iată, televiziunea EMI-TV. Pentru că foarte mulți dintre dumneavoastră ne-ați contactat, ne întrebați, artiștii noștri dragi, unde ne puteți găsi. Adresa noastră de aici din București este Splaiul Unirii 313. Deci, pe... Ai dat adresa pe post? Da, bineînțeles. Păi și televiziunea română o face. A. Televiziunea națională. Noi de ce n-am face? Îți dai seama, o să fie coze aici, măi, Letiția. Ce ne facem noi? Nu e atât de ușor de intrat aici la noi, că nu intrăm ca la piață. Este o televiziune totuși care e monitorizată, dar trebuie să știe, pentru că sunt mulți dintre dumneavoastră care, dacă doriți autografe, trebuie să așteptați afară, că n-aveți cum să intrați, asta vă spun de pe acum. De unde știi? Dar, păi... Păi cum adică? Cine plătește mai mult, lasă aici. Da, ai început. Dragi telespectatori, Nicușor astăzi este pus doar pe șotii mai mult decât e de obicei, nicio problemă, suntem obișnuiți cu glumele, am început un nou sezon, al doilea sezon. Ia mai zi tu, Nicușoare. Ce să mai zic? Decât că îmi doresc foarte mult să mai aud și invitații în această seară, să vedem ce au de zis. Lasă-mă să zic să vorbești de prietenii noștri puțin, da? Care ne stau aproape, să nu uităm că sunt foarte importanți. De 20 de ani îți face hainele. Ai văzut dacă am lipsit toți medii? Da. Dacă am lipsit toți, gata, s-au dus hainele, s-au dus toate. Deci începem așa, cu priceputul, aplauze, vă rog, pentru cele mai bune mâncăruri alese alături de noi de fiecare dată. Ilie Clement, Florăria Lili Giurgiu, Nea Vasile Cozonac, Cofetăria Cornovac Buzău, pentru make-up Cristina Almăjanu, Mihail Arghirov Atelier, buticulmeu.ro, trendsport.ro, oameni care ne stau alături, ne ajută ca să facem emisiuni frumoase. Bravo! Doamnelor și domnilor, iată că am îndeplinit toate condițiile unui început așa ca la carte. Și nu putem să vă zicem decât că suntem atât de pregătiți încât nu o să vă vină să credeți ce va da din noi pe mai departe. Incredibil. Ce putem să facem decât să cântăm? Noi nu ne ocupăm cu dansul, îi lăsăm pe dansatori, noi suntem soliști, deci cântăm. În această seară, voci frumoase, prieteni alături de noi și nu începem decât cu nimeni altul decât Constantin Măgureanu. Începem decât cu nimeni, începem decât altul cine? Constantin Măgureanu, exact, e stânga noastră, gazda noastră. Ne ajută muzica! Sii! Bani, Doamne, să plătesc roata vieții, s-o opresc, mă. Acum când am de toate și-am făcut cap o muroade. Acum când am de toate și-am făcut cap o muroade. Lângă mine am trei blăstare, două mici, una mare. Roată, roată, găsi-ne pe loc. Roată, roată, geaba că nu pot. Roată, roată, că tu te-nvârtești. Roată, roată,
și mă cărunțești. Ani să mi-i pot opri mai, să țin viața în loc aici, când am 45 mai. Să țin viața în loc aici, când am 45 mai. Parcă sunt mai în puteri și mai mândru decât ieri mai. Roata, roata, te ține pe loc. Roata, roata, geaba că nu pot. Roata, roata, că tu te învârtești. Roata, roata, și mă încărunțești. Roata pe loc n-o pot ține. Anii vieții se adună, copiii mă ajung din urmă. Anii vieții se adună, copiii mă ajung din urmă. Pentru ei aș opri roata, pe toți să-i ajute tata. Roata, roata, te ține pe loc. Roata, roata, geaba că nu pot. Roata, roata, că tu te învârtești. Roata, roata, și mă încărunțești. Soacră mare, și dacă vrea Dumnezeu să-i fac băiatului meu nuntă mare, ca-n poveste, cum n-a fost și nu mai este. Dumnezeu m-a ascultat, azi fac nuntă la băiat. Nuntă mare puirească, în veci să se pomenească. Că bună se dormă noaptea pe mână, când o văd mi-e drag de ea, cum i-ar fi de fata mea. Dumnezeu m-a ascultat, azi fac nuntă la băiat. Nuntă mare buierească, în veci să se pomenească. Dumnezeu m-a ascultat, azi fac nuntă la băiat. Nuntă mare puirească, în veci să se pomenească. Dumnezeu m-a ascultat, azi fac nuntă la băiat.
Doamnelor și domnilor, Virginica Neagu. Virginica, lasă-mă că zic tot te. Pentru că noi spunem toți virgii și avem tendința, dar Virginica Neagu. Da, așa da, este, voi întotdeauna mă răsfățați. Da, cu ei. Păi meriți. Așa. Cu ei. Dragii mei, la noi. Bine v-am regăsit și vreau să spun că eu am constatat acest lucru încă de când am pășit în noul sezon, o echipă mult mai unită, mult mai frumos, le era dor unul de celălalt și cel puțin așa am văzut. Iată, din afară, simte, vezi? Da. Din afară am văzut că această echipă s-a sudat și sunt ferm convinsă că va face lucruri frumoase. Da. În continuare, mult mai frumoase decât au fost în sezonul trecut. Asta simt. Pentru că acum vă cunoașteți mai bine. Așa este. Ne-am întâlnit exact așa cum a spus Letiția, mai des în perioada asta de vacanță. Am avut un, cum se numește, team building. Team building. Da, am făcut lucruri frumoase și vom face în continuare. Da, vreau să salut toți telespectatorii, să le spun să fie atenți, să stau cu ochii pe noi, pe EMI TV, nu numai la București, ci și la Târgu Jiu, să-l salutăm pe Emil Badea și pe Nico, familia lui minunată, da, sunt oameni minunați, oameni care pun mult suflet și, bineînțeles, familia Măgureanu, Constantin și Veronica Măgureanu, care... Ei sunt sufletiști, sunt oameni de cuvânt, sunt oameni care le place să fie tot timpul înconjurați de prieteni. Stai, Virginica! Stai, Virginica! Zătu zău! Zătu zău! Eu nu zinovat! Că și tu mândră m-ai ajutat! Deci trebuie să-i... Acum trebuie să-i și salutăm, nu, Nina Predescu și pe Vasile Ciobanu, da? Și așteptăm de ce nu și la București. Da. Așa este. Da, 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 noi, da. Iată cum se leagă vorbele noastre din cântece în tot felul de contexte. Exact. Nu? Așa este, da, sigur că da. Fac parte din popor, fac parte din noi. Corect, dacă... corect, corect. Dacă tot ești aici, Ruxandra, acum, haide, arătul de noi. Bună seara! Bună seara, seara, bine ai revenit! Bine v-am găsit, mă bucur că vă văd așa fresh cu... O... Ne vezi fresh? Da, fresh, da, 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 cu... Ne-am făcut fresh de dimineață. Da. Pasta așa de energie, de portocale sau... Aia e cea mai bună. Așa că sunteți dulci ca portocalele. Wow! Da, să fie portocala bună, că mai sunt și alea acre. Sunt portocale roșii. Nu, cele de Spania sunt foarte dulci. Ea este portocala roșie în țara asta. E bine și așa pe roșu. E portocala roșie, că ziceam mai devreme regizorul nostru, că e cam roșie de la machiaj. Așa sunt eu, roșie, în obraj, sănătoasă, tună, așa sardelenii. Ce să faci acum? Bine revenit la noi. Bine v-am găsit. Cum au mers evenimentele până acum? Foarte bine. Doamne ajută la cât mai multe. Mă pregătesc de școală, eu cu pașii reteze, așa că luni, gata, intrăm în forțe proaspete, ce să spun. Da, luni 5 septembrie, gata. Începerea noului an școlar. Da, bineînțeles. Nou an școlar, soțul tău, când cu mai pășește pe la noi, că vii tot fără el, să-i spui că l-am pus absent, da? Gata, gata. Deci începem cu absențele, dacă tot începe un nou să an spun... În ce clasă e? Da. Da. Putem să spunem că din acest an, stimați spectatori, învățământul românesc se va schimba, va fi o schimbare radicală, pentru că vom avea nu două semestre, ci cinci module. Module, da. Wow. A? Avem numai schimbarea anul acesta. Voi fiind în învățământ, știți. Cam da. Nu vor mai fi medii în fiecare modul, în fiecare semestru, va fi o singură medie generală tot anul. Tot anul, da. Ai văzut? Incredibil. Adică se simplifică lucrurile. Exact. Se mai, da, se mai... uniformele când? Uniforme, noi avem tricouri. E bine. Să trăiască tricourile atunci, ce să zic. Da. Da. Bun, dacă... ești pregătită să ne cânți? Sunt foarte pregătită. Stai mă, gata. Vrei să facem un zoom? Ce? Să facem un selfie sau ce? Nu, anunțul nostru. Hei, mai așteptăm, bine. Nu, mai așteptăm. Bine. Vrem să pregătim o surpriză tuturor iubitorilor de folclor. Aha. Okay. Dar mai așteptăm să vedem. Bine. Ca să se adune lumea. Aici? Da. Eu te ajut, vin cu acest instrument magic. Bă, dar chiar mă, întrebam, tu astăzi nu cânti cu naiul? Nu. Nu pot, n-am... Nu pe tine te întreba, pe Ruxandra. Credeam că pe mine. Te va și tu în seama. Nu, dar stai licită că nu te las până nu înveți. Adică... Bă, măcar acolo un suflu. Rămân măcar acolo un sunet. Voce, nu, lăsați. Te las pe tine să cânți. Doamnelor și domnilor, Ruxandra Coman. Muzica, zi!
măicuța s-o sărut, că ea m-a învățat să cânt o foc. Să cânt cântece de dor pentru tine, puișor, mă. Pe suflet nu pe
Te-aș mai scrie o dată viață, de sute de ori te-a scrie, pe suflet, nu pe hârtie. Din coperți și până în scoarță, te-aș mai scrie o dată viață, de sute de ori te-a scrie, pe suflet, nu pe hârtie. Te-aș mai scrie o dată viață, de sute de ori te-aș scrie, pe suflet, nu pe hârtie. Din coperți și până în scoarță, te-aș mai scrie o dată viață, de sute de ori te-aș scrie, pe suflet, nu pe hârtie. Bravo! Doamnelor și domnilor, Ștefania Strejescu, iată, în această seară, ne onorează cu prezența. Bună seara! Mă bucur să vă fiu alături, bună seara și bine v-am găsit și mă bucur că am început cu această piesă pentru că în drum spre voi am și făcut un sondaj așa pe Facebook și am întrebat pe cei de acasă ce ar vrea să asculte în această seară din repertoriul meu și piesa Viața asta, o poveste clară, a fost printre preferate, atunci dați-mi voie să le dedic tuturor celor care urmăresc emisiunea noastră și care ne sunt alături așa cu sufletul din fața micilor ecrane această piesă și vouă tuturor de aici, din platou. Glas de privighetoare. A avut dreptate, da, Vera. Da, da, cineva a știut ce trebuie să... Deci să Vera a fost cea care a dat un pronostic, exact, 1-0 exact, pentru. Exact, exact, da. Știi, da, da. La pariu, frumos. În spectacole ești iubită și la televizor, transmiți cu telespectatorilor și asta contează foarte mult. Tu ești un artist adevărat, mie îmi place foarte mult de tine și tu știi. Ne bucurăm că, iacătă, ai pășit iarăși la noi, în platoul nostru drag și scump aici la EMI TV. Deschidem un nou sezon, al doilea sezon, bineînțeles că n-aveai cum să nu vii. Normal, bineînțeles. Așa. Mă bucur că sunt prezentă în această emisiune care dă startul unui sezon, zic eu, cu multe realizări și cât mai frumos și cât mai aproape de sufletul oamenilor. Ștefania, exact, dragii mei, este solistă profesionistă la ansamblu Doina Oltului. Așa este. Doina Oltului, auzi. Ca și așa Carmen este, Budulan. Da. Și împreună cu colega mea, Carmen, dați-ne voie să salutăm și colectivul ansamblului Doina Oltului din Slatina. Sunt convinsă că dragii noștri colegi ne urmăresc împreună cu conducerea noastră și nu numai ei, toți cei care ne sunt alături în această seară și toți cei care, să știți că urmăresc emisiunea voastră cu drag și spun că face o treabă foarte, foarte bună și meritați felicitările noastre și aplauzele noastre ale tuturor. Mulțumim frumos, iată două soliste profesioniste ale ansamblului Doina Oltului. Dacă să nu ne deocheați. Carmen Budulan, ce ne zici bună tu? Seara, bună seara, bună seara și bun venit aici în casa voastră EMI TV, pentru mine prima dată, pentru că s-a întâmplat să am nenumărate ghinioane înainte de a ajunge aici, dar iată, am dat așa startul. Ce fel de ghinioane? Ia zi. Păi, trebuia să ajung la voi și m-a lovit COVID-ul. Așa, alt ghinion. Da. Hai să nu vorbim de ghinioane, totuși, exact, hai să vorbim exact de lucruri pozitive. Dar mă bucur că am... Nu le las, exclusivitate, breaking news. Vă rog, scrieți acolo. Mă bucur că toamna
prima, cea a doua zi de toamnă m-a adus aici alături de voi, alături de telespectatorii noștri, nerăbdător să urmărească emisiunile voastre, nerăbdătoare să întâlnesc colegi dragi pe care nu i-am mai văzut de ceva vreme. Asta nu poți să zici legat de mine că noi ne-am văzut ieri. De tine, nu. Deci voi două sunteți legate. Noi ne vedem în fiecare zi. Așa? Mai ales dacă sunt și la ansamblu, e firesc. Sunteți legate. Sigur, și salutăm și noi pe această cale colegii noștri, stafful ansamblului nostru Doina Oltului, uh-huh, și le mulțumim că în această seară am reușit să ajungem aici. Acum, dacă tot ați vorbit de ansamblul Doina Oltului, ziceți care este următorul spectacol, unde vă pot vedea oamenii? Da, mâine, da, suntem tot aici aproape de București, la Otopeni, uh-huh, începând cu orele 14, cei care sunt de prin jurul sau Bucureștiului, care nu sunt sau de care jurul, nu sunt și vor să se plimbe, exact, să vină să vadă un spectacol frumos, zicem noi, suntem atât noi, ansamblul Doina Oltului, cât și alte ansambluri din țară. Deci eu zic că o să fie petrecere, unde stă omului mai bine decât la petrecere, nu? Ce colegi mai aveți la ansamblul Doina Oltului? Păi trebuie să salutăm pe doamna Neta Soare, pe doamna Maria Ghinea, Gabriel Zăvoianu, pe domnul Gabriel Zăvoianu, pe exact, Cătălin, Victorica, Dorina Mete, Victor, sunt mulți, îi salutăm pe toți, așa facem o lustă lingă și îi pupăm pe toți. Exact, da, da, mâine, da, nu-i ca poi mâine. Da. Da. Doamna Elena, vă rog să veniți dumneavoastră aici în față, pentru că... Da, doamna, da, Elena. Păi da, a fost, a cântat, nu trebuie am să... Am vorbit noi prea mult și de aia. Nu, okay, nu. Când se pune... Așa se vorbește la corabia, la Slatina, vorbim mult, asta este. Când îi vine ceva în gândul Letiția, își aduce aminte, da, de fapt. Da, da, dar cum? Bine ați revenit la noi, doamna Elena. Bine v-am găsit. De ce oftați? Hai, v-am găsit. Mi-e cald de nu mai pot. A, bă, este cald. Atât să fie. Atât. Să nu fie altceva. Doamna Elena, tot timpul cu căldurile, cu astea, lăsați că vine frigul și se mai duc căldurile. Se duc. Ce ați făcut în această vară? A fost o vară frumoasă, o vară încărcată. A fost. Și noi am văzut. Încărcată cu? Foarte călduroasă. Evenimente, cu spectacole. Am avut și spectacole. Foarte frumos. Da. Bravo. Muncă. Muncă. Muncă multă. Foarte multă. Și concediu? Concediu n-am fost nicio zi. Urmează. Păi ce am făcut? Păi ce am făcut, cum se zice? Păi ce am făcut, Bobiță? Mergeți puțin și în concediu, că e păcat de Dumnezeu. Păi ce ai făcut, Bobiță? Urmează. Unde vrei să ați avea șamplar? Wow! Unde vreau să merg? Unde nu? Insulele Canare. Nu, în Caraibe. Republica Dominicană, ceva? Vă mulțumesc și cu România, doamne Elena. Băile Felix, astea. Da, ai văzut? Du-te, și la Sinaia. Ești citare și medium. Da, da. Ghicesc în stele eu. Nu ți-era dor de ghicitul meu? Știți, noi vrem multe, dar... Dar nu se... Nu nimic. În momentul în care o să mergeți în concediu, cu siguranță noi o să vedem pe Facebook și data viitoare când veniți în emisiune spune: ați fost acolo, v-am văzut, exact, paparații. Unde, mă? Pe, o să vedem pe Facebook. Știți unde plec? În Oltenia. Când? În Oltenia? Când, da, plecați? Da, da, în toamnă acum. Unde vă ceți să nu te la Călimănești? Căciulata? Nu, nu, nu. Mă duc la țară, la mine. La... Unde, unde? Mai exact. Pe lângă Novaci. Ah. Nu faci, urc, da, la Renca, e zonă frumoasă. Păi, ce țară! Vă lăsați, băile Felix, ce țară românesc care doamna la e. E bine, e, da, perfect. Da, da. Deci eu o zonă sunt, superbă. Eu sunt de la Roșia de Amaradia, așa, de lângă Polovragi. Deci de la mine până la Renca sunt vreo 20 de kilometri. Da, frumos, da, bravo. Bun, așteptăm pozele de acolo, doamna Elena, până una alta mai avem. Să-i trimiteți Letiții poze. Nu, nu, că văd pe Facebook. Cu mine. Văd pe Facebook. Opa! O, aș veni eu, da. E greu cu trei copii, timpul. N-avem timp. Da. Dar lăsați că nu se știe niciodată. Sigur. Invitația să rămână valabilă. O venim pe Ișor, prezint singur. Să o luați cu dumneavoastră la stână. Da, nu e problemă, că mă descurc. Sunt acolo sunt toi multe. Mă descurc. Păi, fata la țară. Nu știu dacă în zona acolo avem un tezaur uman. Nu, este doamna, nu știu cum o cheamă, o să mă informez. Te rog. În rețete, în culinare, da? E, uite, o să vă spunem data viitoare. Ne informăm, o să mai, vă promit. Sunt informez. Multe de vizitat. Acum minunile e... țării românești, avem multe, sunt pește, merită văzute, multe vizitate. Da, da. Până un alta să mai lăsăm străinii să rămânem aici în România. Exact. La noi. Da. Avem multe de văzut. Vatra noastră, cea bună și bogată. Doamnelor bogată și domnilor, în minutele următoare vă pregătim iarăși câteva melodii frumoase pentru dumneavoastră. Ia, muzica! Hai să vedem. Zii! Zii!
Ardeleanu. Lângă tine de n-aș fi, zilele mi-ar fi pustii. Dacă o inimioara mea, poate numai lângă ta. Mângâierea vieții mele e numai în brațele tale. Când cu ele mă cuprins, focul dragostei l-a prins. Un sărut mă răcorești, focul îl mai domolești. Tu mi-ești apă, tu mi-ești foc, doar tu ești al meu noroc.
usturări, inimioara mi s-a rupt. Eu mă duc, măicuța mea, mă duc. Ceasul a furisit. Când plecai după iubit, mai bine să fi murit. Eu mă duc, măicuța mea, mă duc. Când plecai după iubit, mai bine să fi murit. Eu mă duc. Maică plânge inimioara-n mine, că iubitul-i lucru mare, ferice de cine-l are. Eu mă duc, măicuța mea, mă duc. Plec, maică, și-n urma mea, calcă dorul și jalea. Eu mă duc, bravo! Cu